Bună ziua și bun venit la un nou episod unde vă vom arăta cum facem noi un plic origami în câteva minute, respectiv 5 minute, depinde cât de repede ne mișcăm. Și începem. Materialele care avem nevoie sunt carioci, culori, orice, să putem colora ceva în plic și o foaie pătrată. Începem îndoind foaia. O avem așa și îndoim încât să ne iasă un dreptunghi. Vedeți că la mine a ieșit un dreptunghi. Așa ar trebui și la voi să iasă. Apăsăm bine. Bun. Îl desfacem. Și vedeți linia asta. Acum, facem același procedeu, doar că invers. Nu o mai facem pe partea aceasta. O facem pe cealaltă parte. Încât din nou să ne iasă un dreptunghi. Și acum vedeți linia aici. Punem linia încât să stea culcată, încât să stea în picioare, să zic așa. Și începem să facem același procedeu, doar că în sensul opus. Deci, avem linia în picioare și băgăm, punem aici, din nou deschidem foaia, după ce apăsăm, evident. Deschidem foaia, facem și pe cealaltă parte, dar apăsăm bine. Și acum, ne-au ieșit 4 pătrate. 1, 2, 3, 4. Punem foaia, încă să ne iasă așa un romb. Luăm din acest colț, punem aici. Și apăsăm bine, ca și la dreptunghi. Ar trebui să ne iasă un triunghi care să, pur și simplu, o piramidă care să cu capul în jos. Deschidem. E ca și la dreptunghi. Facem același procedeu și îl întoarcem cu spatele, îl întoarcem pe partea cealaltă. Și acum, că l-aveam așa, l-avem așa și începem să facem din nou un triunghi. Și pe partea cealaltă și apoi ne apucăm de plic. Acestea vă explic de ce avem nevoie de ele, fiindcă sunt linii ajutătoare, fără ele nu ne prea descurcăm. Uitați, următoarea indicație pe care vă arăt este datorită lor. Uitați, vedeți aici că avem un centru. Bun. Și începem să facem, așa, deci îl punem în diamant, în rom, așa. Îl punem în această formă, cum am făcut și la triunghi, dar că nu facem triunghi. Facem cu totul și cu totul altceva. Începem. Luăm acest colț și îl îndoim până aici în mijloc. Perfect, l-am îndoit. Îl lăsăm acolo și facem asta și cu celălalt. Apoi, continuăm până iese tot ăsta, să fie în formă de diamant. Și ultimul, aici. Și uitați că ne-a ieșit așa, ca un fel de cadou. Și lăsăm triunghiul acolo unde sunt și întoarcem foaia pe partea cealaltă. Aici să vă arăt linia. Deci aici am făcut noi o linie. Linia ajutătoare. Și acum, l-avem pe spate și îndoim pe linia noastră ajutătoare. Și îndoim. Încât să ne iasă această formă. Și pe, și pe o parte și pe alta să avem așa. Avem un triunghi care se desface. Și încă două aici. Și pe partea cealaltă la fel. Și acum, ca să vă arăt cam cum s-ar desface plicul. Încă așa este el. E un plic mai simplu, dar mi-a plăcut ideea. Le facem așa, deci luăm ambele colțuri și desfacem. Aici va fi conținutul pe care îl desenez chiar acum.
cu o culoare oricare. Hai să iau. Uitați, să facem cu roșu o inimă. O desenez frumos. Așa, așa, așa. Și să vă arăt cam cum a ieșit. Așa. Deci închidem. Și deschidem așa. Sau putem să scriem orice. La mulți ani, Maria, na? Putem desena ceva, nu neapărat o inimă, orice. Depinde. Și cam așa este plicul. Sper că v-a plăcut și ne vedem și data viitoare la un alt episod. Mulțumim! La revedere!